că va renunța la credința lui dacă îi se vor lua toate. Iahve pune pariu că nu va renunța la credință și așa se face că Satan, îngerul său, pornește și îl chinuiește pe bietul Iov în toate felurile. Chiar dumneavoastră credeți că Dumnezeu instigă un anumit înger numit Satan să ne verifice credința, nu ne poate citi gândurile până în ultimul gând? Și bineînțeles, îi omoară copiii, îi dărâmă averea, îmbolnăvește și așa mai departe. Astea sunt prostii. Dumnezeu, trebuie să înțelegeți că asemenea cărți de mituri există multe. Există și legendele Olimpului, și Vedele, și Mahabharata și Ramayana, și legendele Nordului. Cea mai curată dintre toate este totuși legenda lui Zamolxi. Acolo nu apare nicio asemenea aberație și nicio asemenea instigare la omor, la xenofobie. Tot ce era străin era ucis. Nouă ne spune acum popa șmecheros sau predicatorul șmecheros, Iisus este iubire, spune, iubește-L pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu, în textul original spune așa, iubește-L pe aproapele tău, iudeu, ca pe tine însuți, dar nu da pâinea ta câinilor de cananieni și așa mai departe. Deci Iisus a fost un tânăr iudeu, naționalist, care și-a iubit neamul și a visat să-l elibereze printr-un miracol, respectiv prin coborârea împărăției cerurilor pe pământ. Avea noțiuni foarte puține despre cum este organizată lumea, nu a lăsat scris niciun rând ca să înțelegem ce a fost cu el, posibil să nici nu fi fost o persoană importantă, deoarece istoricul Flavius Josephus, care a scris Antichități Judaice, nu-l menționează, în ciuda faptului că îl menționează pe Ioan Botezătorul. În orice caz, a fondat o sectă de oameni săraci, noțri, care le-a promis că va coborâ împărăția cerurilor în Iudeea. Asta a făcut Iesua. Printre păcatele grave pe care le avea, le-a promis celor care l-au urmat că împărăția cerurilor va coborâ în timpul vieților. De două ori a făcut această promisiune, nu s-a adeverit. A blestemat un smochin care n-avea rod să se usuce. Întâmplător n-avea rod în anul ăla. Ce vin avea bietul smochin când n-avea mâncare, când a trecut el cu secta sa prea acolo? Însă cele mai cumplite vorbe ale lui Iesua, zeificat în anul 325, era noastră la Nicheia, sub numele de Iisus Hristos, au fost altele. Acestea sunt îngrozitoare și vreau să vi le citez exact ca să nu fiu acuzat că am falsificat măcar o iotă. Da, între timp, telesatorii, vă rog să vorbiți despre Mântuitorul Iisus Hristos, dacă e Fiul lui Dumnezeu, da sau nu? Nu, a fost Fiul soldatului Pandera. Da, așa. Cum doamne nu e Fiul lui Dumnezeu? Păi nu poate fi. Nici din punct de vedere religios nu poate fi. Nici din punct de vedere... Nu, s-a terminat vemea lui Giordano Bruno. Spiritul lui Giordano... Până să vă ardeți dumneavoastră, nu poartă să vă arde iar. Un moment. Da, explicați deci, cum e Fiul lui Dumnezeu. Această carte, Biblia, este o carte iudaică. Nu a fost scrisă de neamul nostru arian, nu a fost scrisă de negrei, de mongoloizi. Talmudul este scris tot de evrei. În Talmud scrie clar, tatălui a fost soldatul Pandera, soldat roman. Bun. De ce nu putea fi ființă divină și sau semidivină după legile scrise în Evanghelie? În capitolul 6. Luăm aici. Capitolul 6 din ce? Din Biblie? Un moment. Capitolul 6 din... Un moment. Dacă o să vă citesc, în capitolul 6, vestirea potopului, Dumnezeu, mai precis, prima parte din Biblie este făcută pe sursă elohvistă. Nu apare Iahve, ci apare Elohim, pluralul lui Eli, care însemna zeu. Iată ce spune. Văzând fiii lui Elohim, a zeilor, prefetele oamenilor, că erau frumoase, s-au luat toate femei din toate care au ales. Și au zis Elohim, iar iudeo-creștinii spun lui Elohim, Domnul Dumnezeu, nu va rămâne Duhul meu în oamenii aceștia în veac, pentru că trupurile sunt și vor fi zilele lor 120 de ani. Deci, conform capitolul 6 din Vechiul Testament,
Elohim, zeul suprem tradus de iudeu creștin prin Dumnezeu, a interzis făpturilor divine, îngerilor, să procreze cu pământencile. Aici avem a face însă de a face cu măsluire a preoților, a episcopilor creștini primitivi. Între capitolul 5 și 6 a mai existat o carte, cartea lui Enoch, cartea patriarcului Enoch, pe care ei au scos-o, dar n-au putut să o facă dispărută. A circulă, în apocrif a fost și tradusă. În cartea patriarcului Enoch se spune așa, că totuși 200 de îngeri rebeli, conduși de prințul Semiaza, zis Azazel, și-au luat soții pământence, încălcând porunca lui Elohim. În momentul acela, Elohim, ca duh, posibil să fi fost Adonai, nu cunosc ebraica să traduc exact, s-a înfuriat foarte tare că îngerii se au făcut copii cu pământencele, încălcându-i porunca, și a trimis pe îngerii Mihael, Rafael, Uriel și Gabriel să le ucidă pruncii metișii în fața părinților, să lege pe Semiaza să-l arunce măruntaile pământului pentru 7-7 de vârste. Fapta a fost întocmai îndeplinită, deși Mihael a considerat că zeul El Shaddai sau Elohim era mult prea răutăcios, mult prea crud pentru faptele camarazilor săi îngeri. Deci, conform legii religiei Testament, Elohim, zeul suprem, tradus de iudeo-creștin, Dumnezeu, nu putea să-și încalce propria poruncă să procreeze cu o vreicuță sălbatică, Miriam, Maria. Cum sălbatică? Acum 2000 de ani oamenii erau sălbatici, trebuie să recunoaștem că nici strămoșii noștri nu erau foarte civilizați. Să procreeze un metis. Cum să-și încalce propria poruncă când ucisese ceilalți metiși? Deci nu putea după această regulă. După regulă științifică, iar nu putea. Dumnezeu nu este antropomorf, nu este de seama noastră să ne tragem de cireturi. Este grandios. Este stăpânul galaxiei, cel puțin. Deci de pe această poziție de hiperconștiință, a tot cunoscătoare, a tot puternică, nu putea să producă un spermatozoid dumnezeiesc să-l implanteze în ovarul, în ovulul pregătit de fecundare al Mariei pentru a naște un prunc semidivin. În niciun caz divin. Pentru că Miriam era pământeancă din tribul lui Iuda. Deci, bine, da, telespectatorii acum spun așa, noi suntem un popor ortodox, așa ne suntem văzut. Noi, se spune, eu, Popescu, sunt ortodox și mi-apăr prostia din capul meu. Cum prostia? În general se spune despre pentru România, că mie mi-a băgat o bunica sau tata sau nu știu. Poporul român nu s-a născut ortodox. Poporul român, prima credință pe care o știm, era zamoxiană. Care, atenție, era curată. Interzicea omorul. Avea reguli de protecție a pelerinilor străini, ori aici în Biblie spune tot ce este trebuie ucis. Ați văzut? Bine, dar depinde cum interpretăm, nu? Nu, moment. Nu, dar nu ai voie să interpretezi cuvântul Domnului. Nu, trebuie să-l spui așa cum e. Bun. Deci nu mă interesează că el se consideră creștin, iudeo-creștin, ci ortodox. Prima întrebare este, Dumnezeu, dacă această religie, iudeo-creștinismul, vine de la Dumnezeu, cum de s-a împărțit în atâtea ramuri și n-a rămas perfect valabilă? Vedeți, dumneavoastră, toți ne bucurăm la fel de lumina soarelui, pentru că vine de la Dumnezeu. Indiferent de religie, toți ne bucurăm de becul făcut de Thomas Edison, fiindcă l-a inventat la inspirație divină. Toți ne bucurăm de televizor, pentru că acea echipă care a inventat televizorul s-a bucurat de inspirație divină. Dar când vine vorba de religie, acum 2000 de ani erau vreo 4000 și ceva de religie, acum sunt 200. Și se mănâncă între ele pentru ce? Pentru avere. Au devenit instituții adunătoare de avere. Nu interesează credința în Dumnezeu și nici nu au niciun fel de relație cu Dumnezeu, să fie foarte clar. Relația dintre om și divinitate nu este intermediată de nimeni, nici de preot, nici de șaman, nici de vrăjitor, de nimeni. Dacă omul crede în Dumnezeu și crede cu putere și învață, bineînțeles, își curăță mintea de prostiile astea
de blasfemiile astea îngrozitoare din mizeria asta de carte zisă. Cum mizeria? Biblia? E mizerabilă. E plină de abo. O să vă dea judecată Biserica Ortodoxă, Patriarhia. Să mă dea în judecată, da? Să ne judecăm pe ea. Păi de ce?